Bine ați venit la Stax TV, un nou material cu un review la o mașină second hand. De data asta, BMW M4 Competition rulat. Haideți să vedem cum se prezintă ea după niște kilometri făcuți pe stradă, să o analizăm. Iată-ne lângă superbul BMW M4 Competition de la Țiriac Auto Rulate, care are 9500 de kilometri la bord, este anul 2021 de fabricație și costă aproape 80.000 de euro TVA nedeductibil. Dar până să vorbim despre inegalabilul și superbul BMW M4, vreau să vă spun avantajele achiziționării unei mașini second hand de la Țiriac Auto Rulate. Aveți avantajul că aceste mașini au fost verificate, avem peste 300 de mașini în parc cu livrare imediată, aceste mașini pot fi transportate în orașul dumneavoastră fără nicio problemă, aceste mașini vin însoțite de garanție, se poate programa un test drive în prealabil cu mașina respectivă la Țiriac Auto Rulate și bineînțeles că se pot și finanța aceste mașini atât timp cât anul de fabricație permite acest lucru. Să trecem la lucrurile noastre importante, adică să vorbim de partea frontală a acestui M4 Competition, care probabil a născut foarte multe controverse când a apărut seria 4 cu această mască mare. Noi am avut-o, am făcut un test drive interactiv cu ea, am discutat, puteți să vedeți acolo clipul, să vedeți ce părere au oamenii care au văzut-o în realitate. Eu trebuie să vă spun și să mă credeți pe cuvânt că mașina arată mai bine în realitate decât ați văzut-o în materialele filmate sau pozate, dar, iarăși, nu aveți încredere totală în ce vă spun eu și veniți să vedeți mașina la Țiriac Auto Rulate, o să fie în showroom. Până se vinde, sigur se vinde repede la prețul ăsta, vă convingeți singuri, eu am fost impresionat, am mers cu mașina, mi-a plăcut mult de tot, fața nu pot să spun că îmi displace, am comentat și eu de rău când a apărut, am fost și eu omul care am rezistat schimbării, ca să zic așa, pot spune că arată bine și pot spune că este una dintre puținele mașini de pe stradă care arată bine cu număr de matriculare. Poate că o ajută chestia asta, poate că cei de la BMW s-au gândit la asta, nu sunt în măsură să comentez designul pentru că n-am făcut școală de design, am făcut liceu de arhitectură, n-are nicio legătură. Să vorbim despre partea frontală, începem cu blocurile optice sau farurile, să le spunem, care sunt cu fond negru, deci ne place, nouă ăstora care suntem fani, sportivitate și mașini modificate, ne place, vin dotate cu Angel Eyes și cu lumina laser de la BMW, care este extraordinară, partea frontală cu negru lucios, cu aceste aerisiri care sunt adevărate și nu false, niște adâncituri în capot aici, eu zic că arată bine mașina și că se prezintă foarte frumos și elegant. Dar sunt oameni cărora nu le place, de-aia e bine că suntem toți diferiți și nu vedem numai BMW-uri pe stradă, mai sunt și alte mărci și eu mă bucur pentru asta. Mașina vine echipată cu jantele pe 18 față cu 19 spate, din punctul meu de vedere este o alegere senzațională pentru a folosi mașina pe drumurile noastre, pentru a o folosi o confortabil, se vede că am îmbătrânit și că fac 40 anul ăsta. Vine dotată în standard cu frâne de 380 de mm pe față și 6 pistonașe. Pentru ceva bani în plus opțional se poate opta pentru frânele ceramice. Avem aici un badge cu M4 Competition cu negru. Mă bucur în sfârșit că după ani și ani producătorii de mașini au renunțat la partea cromată și folosesc negru lucios în schimb. Mai greu de întreținut, mai greu de așa, dar asta e viața. Oglinzile negre, această grilă fake aici, dar ne prezintă emblema cu M4. Pragurile, care sunt foarte proeminente și negre, eu le-aș făcut în culoarea mașinii ca să se vadă efectiv, să nu le ascundem, dar iarăși nu comentez designul, aceste ornamente negre în jurul geamurilor, plafonul de carbon, domne, cireașa de pe tort, ca să zic așa, plafonul de carbon care arată bine, roțile pe 19 pe spate cu anvelope. Ce anvelope avem pe spate? Ia să vedem cum stăm. Domnule, ce anvelope mi-au dat ăștia, mă, că nu scrie pe ele. 285-35. Ceva fin. Cu o prezență din spate. Hai să vedem spatele. Vă arăt și cheia pentru că n-am prezentat-o la început. Așa arată cheia de la
BMW-ul M4 și pentru că suntem în partea din spate, vom vorbi despre bara spate care este integrată cu un difuzor, difuzor care este pus doar de design pentru că aici jos nu avem niciun nimic care să arunce aerul așa cum trebuie, dar dacă tot vorbim de fluența aerului pe mașină, putem să vorbim despre plafon și despre faptul că are aceste două coame care direcționează aerul către acest eleron micuț cu o deschizătură și face apăsarea. Da, în sfârșit, astea sunt lucruri care țin de Formula 1. Noi nu suntem la Formula 1, deci vorbim de o mașină second hand, așa că nu e cazul. V-am prezentat cheia și puteam să vă spun că se poate deschide și portbagajul din cheie. Portbagaj care poate să vină cu închidere și deschidere asistată, nu e cazul mașinii de față. Este un portbagaj foarte încăpător, l-am testat cu căruți, cu landou, cu toate lucrurile. Am avut mașina și am testat-o din toate punctele de vedere. Mă credeți pe cuvânt, dacă nu vă pun poza aici cu portbagajul plin. 480 de litri, foarte încăpător pentru o mașină coupe. Extraordinar, n-am ce să comentez. Avem spații de depozitare, plase, tot ce ne trebuie. Nu avem roată de rezervă, că mașinile sport nu vin cu roată de rezervă. Blocurile optice cu LED, emblema M4 Competition cu negru, revenind la difuzor, poate să fie comandat cu un pachet de carbon, dar asta este cu totul și cu totul altă discuție. Avem cele patru tipsuri super generoase care sunt adevărate, nu false. Foarte ingenios cei de la BMW au astupat aceste aerisiri care oricum ar fi fost fake, pentru că dacă ar fi fost adevărate, tot noroiul aruncat de roată ar fi ieșit pe aici și mașina ar fi arătat urât, cu niște ochi de pisică. Chepai. Bun, haideți să mergem la interior și la interior vă spun și de motor și de cutie și de trepte și de ZTF și de toate lucrurile astea și de nebunie. Hai la interior. Să vorbim despre motor. Motorul este un 3 litri, 6 cilindri în linie, biturbo, care dezvoltă nici mai mult, nici mai puțin de 520 de cai putere și 625 de Nm. Poți să mergi cu mașina de 500 de cai zi de zi așa, din punctul meu de vedere, e o performanță. Este legată la o cutie de viteze automată, în anumite țări poate să vină și manuală mașina asta, cutie de viteze automată, cu 8 trepte, cu convertizor de cuplu, marca ZF. Nu mai vine BMW-ul cu dublu ambreiaj. Bun, trecând peste aceste date, care spuse așa probabil nu înseamnă nimic pentru mulți dintre noi, ce mi se pare fantastic la această mașină și la acest M, este faptul că ea vine cu o tracțiune 4x4 care poate fi decuplată în mers și poate să devină o mașină cu propulsie spate sau propulsie sau tracțiune spate, cum vreți voi să-i spuneți, printr-o simplă apăsare de buton sau două butoane. Avem aici două funcții, putem să ne alegem, pentru că mașina asta are foarte multe setări în meniu. De exemplu, hai să vedem, dacă eu țin apăsat pe butonul de DSC până acesta se dezactivează de tot, complet, am aici, intru în două programe care se numesc M Traction Control sau M Drift Analyzer. N-aș vrea să deschid acest subiect de drift, dar mașina în funcția de drift poate să vă arate aici pe display, cât timp ați mers în drift, la ce unghi și câte stele ați primit pentru reprezentația dumneavoastră. Deci dacă mergeți la circuit cu prietenii, puteți să le dați mașina pe care ați dat voi bani și luați anverope să se dea cu ea în drift, să vedeți care este mai bun în mânuirea mașinii în arta driftului sau derapajului controlat. Bun, pe lângă partea de drift avem M Traction Control, unde pe meniu, care este cu touchscreen, dar eu sunt de modă veche și nu sunt obișnuit, putem să ne alegem noi în ce fel mașina să răspundă la comenzile noastre. Adică motorul poate să fie schimbat din modul eficient sau pe consum redus în varianta sport sau sport plus. Șasiul, adică suspensia și tot ce ține de șasiu, confort, sport sau sport plus. La volan, la direcție avem doar două variante, nu mai avem varianta de sport plus, avem confort și sport, inclusiv frânele, răspunsul la frâne poate să fie setat între sport și confort. Pe lângă asta avem și M Traction Control, putem să ne reglăm aici cât de tare sau cât de încet să acționeze asupra mașinii. Pe lângă asta putem să ne alegem și dacă mașina să intre în modul 4x4 sport
sau spate. În momentul în care alegem ca mașina să meargă doar propulsie, mașina are dezactivat sistemul de tracțiune și de stabilitate complet și atunci devine puțin periculoasă, nu că ar avea un comportament, să spun eu, agresiv. Nu, e foarte docilă și foarte cumintă, dar nu știu valențele fiecărui om. Din punctul meu de vedere, aceste mașini M ar trebui vândute doar cu o școală de pilotaj. Văd aici că fostul proprietar a făcut 7 drifturi, sunt numerotate, nu știu ce scor a făcut, dar avem posibilitatea să ne configurăm cele două scurtături, că de asta vorbeam, aceste două butoane roșii. În momentul în care mergem cu mașina într-o setare normală, putem să apăsăm M1, de exemplu, care e setarea mea. Se vede că DSC-ul a fost activat și mi-a dat aici cum răspunde la accelerație mediu, cum avem suspensia mediu, direcția și frânele pe confort. Sau M2, pot să setez și iarăși am alte setări presa. Adică dacă mașina asta ar fi mașina de la Stax, de exemplu, eu aș merge pe M1 cu niște setări și Marius ar merge pe M2 cu alte setări. Și atunci ar fi foarte simplu când ne urcăm în mașină, eu am memoria 1, Marius are memoria 2. Apăsăm butonul, scaunul, volanul și toate cele intră în setările dorite de noi. După care, în momentul în care se urcă Marius, iarăși își alege setarea dorită de dânsul. Deci trebuie să găsim pe cineva să ne dea o mașină de 80.000 de euro. Nu neapărat. Poate să fie și mai ieftină cu memorie la scaun. Nu știu cine stă așa, dar dacă mă vede Silviu Toma cu poziția asta la volan, nu știu ce să zic. Bun, trecând peste asta, avem butoanele pe volan care setează pilotul automat, unde putem să schimbăm muzica și tot felul de alte lucruri în meniu. Cum să spun, avem afișaje diferite la display-ul bordului când mergem în funcția M versus funcțiile de eficiență. Avem eficiență, avem aici controlul luminilor, avem funcțiile radio, avem funcția climei, unde putem să ne alegem tot felul de lucruri, cum să fie calitatea aerului și așa mai departe. Pe acest această consolă centrală, iarăși avem foarte, foarte multe butoane, inclusiv butonul de pornire și oprire al motorului, controlul DSC-ul, senzor de parcare, oprirea motorului la semafor, modurile M, setup, deci putem să intrăm într-un setup, exact ce vă spuneam, și ne alegem cum să răspundă mașina. Avem un buton în care evacuarea poate să fie gălăgioasă sau nu, auto hold, frână de mână electrică și celebrul joystick de la BMW care a rămas aici și putem să intrăm să ne jucăm cu el peste tot. Avem un buton în care putem să setăm cât de rapidă să fie schimbarea treptei de viteze, cotiera foarte încăpătoare și cu porturi USB și USB-C de încărcare și aici și peste tot și suport de încărcare telefon wireless și suport de pahare și așa mai departe. Scaunele electrice cu încălzire și cu reglaj pe toate direcțiile, inclusiv că am mai văzut niște comentarii de la niște oameni care prezintă mașina cu pachetul de scaune sport și spun, nu e pentru grăsuți. Mie îmi plac grăsuții, nu știu ce aveți cu ei, nu știu ce are toată lumea cu grăsuții, mi se pare mult mai amuzant decât slăbănogii. Asta așa ca discuție în paralel. Aceste aripioare pot fi reglate electric și la scaunele normale și la scaunele scoică, ca să zicem așa, sau găleată, sau cum vreți voi să le ziceți, pot fi reglate ca și oamenii mai pufoși să poată să încapă. Bun, toate aceste lucruri vin într-un pachet de, v-am spus, 79.990 de euro, TVA nedeductibil, plecați cu mașina acasă, are 9.000 de kilometri, e tocmai bun, adică doar ce ieși din rodaj. Mergem și în partea din spate, unde n-am stat până acum și sunt curios să vedem cât locam eu în momentul în care scaunul ar fi reglat ca pentru mine, dar în poziția șezlong, nu în poziția corectă de condus. Că eu știu că Silviu zice și face, dar nu toată lumea acum stă să meargă cu genunchii la piept și cu scaunul în gură. Uite, eu așa aș putea să zicem că merg super relaxat, da? Vedeți că am poziția șezlong, frumos, mâna mea ajunge, adică pot să stau pe cotieră, să-mi iau mersul de BMW, ce zic? Neapărat de BMW, de mașină scumpă. Bun, hai să mergem în spate să vedem cum se prezintă situația. Filmezi? Electric, tată! Se trage scaunul frumos. M-am urcat aici, accesul este lejer. Dar ce face ăsta, mă, stă la plajă aici? Am exagerat, recunosc.
Am exagerat cu poziția, dar cu toate astea, dacă aș sta relativ normal, aș avea loc și cu poziția șezlong aici în spate. Am și pe ce să-mi pun mâna. Ia să vedem. Asta să fie cotieră. Ar vrea să fie cotiera asta sau doar acces în portbagaj sau băgați schiuri sau chestii genul ăsta. Nu știu, dar poate fi folosită și pe post de cotieră. Avem aici în spate două USB-C-uri pentru încărcare telefon și o reglare a climei pe spate, cu grade, cu auto, cu direcționarea aerului, cu... Da, frumos, îmi place, centuri, agățat ceva, o cămășuță mică de copil, niște butonașe mici aici cu lumină ambientală și așa mai departe. E ok pentru un cupe, e ok, se poate merge până la mare, în 4 persoane, mai ales dacă în spate stau fete. La cap ai loc? La cap? Ai văzut o fete cu cap mare? Eu n-am. Hai să mergem să mai vorbim, să vedem cum merge mașina. Să vedem. Sunt în funcția road, adică cât se poate de confortabilă, în setarea cât se poate de confortabilă a mașinii, cu răspuns la accelerație cât mai întârziat, cu modul confort la volan, adică volanul merge foarte, foarte ușor, mașina se deplasează confortabil. Am avut un BMW M4 Competition de la BMW România și l-am testat în weekend și pot să spun că l-am testat în condiții de viață reală cu doi copii. Cu doi copii și cu mers în locurile unde aveam nevoie să merg, am putut să-mi fac viața liniștit. Am mers toți patru foarte elegant și încăpător în mașină. Ce să spun, mașina poate fi condusă ca o mașină normală pentru cei care se gândesc, domne, cum mergi cu 500 de cai pe stradă, 600 de Nm, cât de greu ți este să te adaptezi, nu este absolut nicio problemă, mașina se conduce ca o mașină normală, cu o valență sportivă în ceea ce privește șasiul și suspensia, ea și în modul confort se simte puțin rigidă, se simte că este un M. Lucru care mie îmi place, că probabil de asta ți-e un M, nu ți-l iei să fie cea mai confortabilă mașină. Avem și aici o funcție în care putem să mergem confortabil, dar să ne setăm destul de sportiv sunetul evacuării, răspunsul motorului, de exemplu. Adică funcțiile sunt foarte customizabile și de-aia spuneam că avem și aceste două shortcut-uri în care printr-o simplă apăsare de buton putem să ne întoarcem la setările noastre și să mergem cum dorim noi, spate sau 4x4 sau 4x4 sportiv cu DSC scos de tot sau DSC-M, adică nu e problemă, modul sport cu sport plus la motor, sport plus la șasiu. E ok, Marius, nu? 380-100 pentru această mașină care deține și modul de launch control. Nu o să-l facem pentru că este o mașină second hand și n-ar fi ok ca viitorul proprietar să vadă cum o testăm noi la limită. Eu sunt sigur că ea poate să facă toate lucrurile astea. Le-am văzut pe cel de la BMW România. Este un 0-100 cu plecat de pe loc fără patinat de roți și fără ceva complicat de făcut din partea șoferului. Trebuia să-i dau un pic de sunet, măcar un pic de sunet avem în acest clip. Știu că voi vă doriți drifturi și plecări și lucruri de genul ăsta pe care și eu mi le doresc. Mi-aș dori să putem să avem o mașină de asta de care să o folosim la toată capacitatea ei, poate chiar și peste, dar nu e tot timpul loc, așa că mai mergem și liniștiți, mai auzim și un sunet, și o inferioară, și o accelerație, așa, domoală. După cum vedeți pe cameră, Marius face eforturi să țină ăștia 520 de cai în frâu. Foarte frumos pleacă spatele, Marius, simți? Da, asta spuneam, că mașina se conduce foarte ușor,
Nu este nimic imprevizibil sau sau violetă. Te-a strâns centura, nu? Da. Are momente când mașina pretenționează centurile, le strânge, te apropie de volan la un moment dat. Îmi zicea și Traian: "Bă, tăticule, mă strânge centura." Păi, dacă nu ești cu minte, ce să zic? Știe mașina. Da. E o mașină care eu v-aș recomanda să o cumpărați, dacă doriți o mașină cu valențe sportive și pentru că anii trec și nu pot să-i opresc, ajung la concluzia că dacă mi-aș putea permite, mi-aș lua o mașină care să fie făcută de fabrică special pentru o disciplină și cu aia mi-aș vedea de viață în continuare, n-aș mai face eu modificări, n-aș mai încerca eu să îmbunătățesc lucrurile, pentru că ajung la concluzia că te costă mai mult decât dacă o iei direct de la fabrică făcut așa. Bine, asta pentru oamenii care își și permit. La mine e puțin mai complicat, de-aia am ales variantele de second hand cu miliarde de kilometri. Dacă v-a plăcut, dacă vi s-a părut interesant sau cel puțin util sau amuzant, share, like și subscribe, ca să vadă și alții, și subscribe ca atunci când noi postăm un material nou, că poate zicem ceva ce te super interesează și beneficiezi de un discount sau de promoție sau de o șmecherie, că nu mai faceți și șmecherii, apeși acolo butonul de subscribe și afli printre primii.